Una dintre cele mai apreciate pictorițe naive, Catinca Popescu, revine pentru a treia oară la Roman cu o expoziție de pictură naivă, expunând 47 de tablouri cu o tematică diversă, în special legată de lumea satului. Absolventa unei școli profesionale din Roman, Catinca Popescu este legată de municipiul nostru prin studiile pe care le-a făcut aici. Am fost invitată de doamna director Ciobanu aici la expoziție și n-am pierdut prilejul, am zis orașul copilăriei mele, cum ar fi, că aici am stat foarte mult timp prin Roman, având rude la Dan sau județul Iași. În Roman, da, având rude în Roman, fratea lui tata, deci veneam foarte des, am făcut școala populară, de școala profesională aici în Roman. Ce profil școală profesională? De meserii. Unde anume, când era... La fabrica de zahăr. Se numea școală profesională FZR. Catinca Popescu a cochetat cu lumea picturii încă din copilărie, când își ajuta tatăl să picteze vasele ceramice pe care acesta le realiza. A urmat apoi cursurile școlii de artă populară din Bacău la clasa profesoarei Letiție Oprișan și a renumitului pictor Ilie Boca, de la care și-a însușit tehnicile de pictură. Tatăl meu a fost ceramist. Poate de aici îmi vine culoarea, pentru că eu, de micuță, am ajutat părinții, chiar la titiritul lor, cum spunea tata. Deci le făcea și după aceea îl ajutam la pictat. Tata făcea Catinca, măi, ajută-mă și tu puțin. Pictura naivă, în opinia Catincăi Popescu, este un curent al artei contemporane, o pictură de suflet care vine din simplitatea firii poporului român, apropiat sufletește de meleagurile pe care trăiește. Catinca Popescu are 43 de ani de când pictează, timp în care a realizat mii de tablouri aflate în colecții private sau ale marilor muzee din întreaga lume. Cred că e un curent al artei care i s-a spus așa, artă naivă, ați înțeles? Deci, pictura de suflet, pictura din viața de la țară. Am fost la stână, mi-a plăcut atât de mult acolo, din copilărie vorbesc, când mergeai cu tata să iei puțin cașa asta, mie parcă mi-au rămas toate acolo. Aveți și câteva tablouri în care apar oițele acestea. Da, uitați chiar aici în fața noastră, un tablou cu oi. Și cu ciobanul, bine, mai modernizeze o puțin. Asta e în pictură. Sau tatăl meu e apicultor. Unicul apicultor din comun a fost tatăl meu. Apropo de apicultură, avem aici în spate, da? E dedicat părinților mei, tata și cu mama acolo. La anul acesta de floarea soarelui. Da. Dacă îți vine să te ridici să... Cu atâta drag. Avem mai multe tablouri, aveți, uitați-vă, 1, 2, 3. O să vin numai cu floarea soarelui, dacă îi mai trăi, da. Că acum se află la Cluj, la Timișoara, și când le-o adunat, vin aici cu ei. Catinca Popescu expune în Muzeul de Artă de la Roman 47 de tablouri, reprezentând în special peisaje din viața rurală a Moldovei, dar mai ales din comuna natală, Tansa, din județul Iași. Aici artista a coordonat în această vară și o tabără de pictură pentru copii. 47 de tablouri domină peisajul rural. Rural, da. Ce se întâmplă? Atât de bine mă simt când mă duc în satul meu, cum nu vă pot spune. Eu sunt dar mai aveți acolo casă părintească? Casă părintească, locuiește fratele meu, aici la pensie, este profesor în Iași, a fost în Iași, acum actualmente în sat. Și-o luat la pensie de când mama sărăcuța nu se simțea bine și toți frații am hotărât ca el să rămâie în casa părintească. Ca să o îngrijească, ca o îngrijește, e frumos. Eu mă duc vara și predau copilul, predau, mă rog. Mi-ați spus că și vara aceasta ați avut o tabără. Da, o tabără de 32 de copii, unul mai bun ca altul, cu minți și frumos, bine educați. Copii buni, buni de tot. De altfel, eu sunt acomodată cu copiii, că am predat la București, la Muzeul Satului, 10 ani de zile.
Cele 47 de tablouri de pictură naivă vor rămâne pe simezele Muzeului de la Roman timp de o lună, expoziția fiind cu vânzare. Cetățean de onoare al Bacăului și al comunei natale, Catinca Popescu are în palmaresul său 22 de premii obținute la expozițiile personale sau colective din țară și din străinătate, unde tablourile sale au un succes deosebit.